Ca în fiecare an de Sfântă Maria Mare, marinarii sărbătoresc patroana spirituală și în fiecare oraș port au loc manifestări specifice zilei marinei, așa cum și la Giurgiu tradiția o cere. Sâmbăta viitoare, începând de la ora 9, giurgiuvenii și nu numai ei sunt așteptați în port la manifestările organizate cu prilejul sărbătorii anuale. Cei aflați în premieră la acțiunile legate de sărbătorirea unei astfel de zile la Giurgiu vor fi probabil plăcut surprinși de prestația practicanților de arte marțiale, de prezența lui Neptun și de celelalte acțiuni cuprinse în programul zilei. Pentru participanții mai vechi, însă, la un astfel de eveniment, manifestările din acest an au o tentă de așa noutate, încât varianta preluării cu copy-paste a programelor din anii trecuți nu pare deloc exclusă. Că de ani de zile, aici pe malul Dunării, cu prilejul sărbătorii zilei marinei, se desfășoară tot felul de activități specifice acestei sărbători, nu este deloc rău. Numai că giurgiuvenii de ani de zile s-au obișnuit aproape cu același program. În urmă cu ceva ani, mai precis prin 2012, edilul șef al orașului ne amintim că ne promitea cu totul altceva și că în această zi de sărbătoare a marinarilor și nu numai, manifestările de aici, de la Dunăre, vor fi cu totul altfel decât înainte de mandatul său. Din respect pentru participanții la acțiunile legate de Ziua Marinei, îi sfătuim pe giurgiuveni să fie alături de cei care au fost direct angrenați în acțiunile de sâmbătă 15 august și informăm că pentru deplasarea în port pot folosi mijloacele de transport gratuit puse la dispoziție de municipalitate. Plecarea spre zona portoară se face din fața Teatrului Tudor Vianu, începând cu ora 8 și un sfert.